Ia ce avem noi aici, de la fier vechi, niște roți care sunt de la Lizele, de la Kaufland. Ele au o problemă că multe sunt distruse partea asta de cauciuc, dar o să fie perfecte pentru proiectele mele. Acum o să luăm partea respectivă și să facem canalul pentru ghidaj la tank. Hai să vedem ce iasă. Să facem și canalul de pe mijloc. Nu? Mai avem aici câteva bucșe, pentru că interiorul e de 15 la aceste roți. Și o să pun șurub de 10 și bucșa de 15 exterior. Și aici pe masă vedeți proiectul la care lucrez acum, care deja spuse cât de cât motoarele, sudarea arată prea bine, e doar în puncte și o să fie finalizat destul de curând. Iar acesta este brațul de la roată, care o să fie legat de suspensie și o să fie soldat de întinzătoarele acestei auto. Mergem mai mult pe piese reciclate din la fier vechi. Deci tot ce se aruncă încercăm să refacem și le refolosim. Aici, după cum vedeți, brațul suspensiei. Cam așa arată el. Aici o să-i mulțumesc domnului Lucian pentru ajutor, pentru piesele îndebitate la laser. Dinții de ghidaj de pe fiecare șinilă, cam așa arată. Și o să-i debităm la laser. Și aici am început să lucrez la carcasă, să-l fac în aplicație pentru a avea toate datele salvate. Hai salutare și vă aștept cu comentarii, like-uri și ce părere aveți despre ceea ce fac aici.